Iată-ne în curtea familiei Ungur. Așa cum am spus, Mihail Ungur este un tânăr agricultor care lucrează foarte mult pământ, adică pentru posibilitățile iancaizenilor, și vărul meu, Ungur George, care ne va spune și el puțin despre agricultură, având în vedere că de 40 de ani, poate și mai mult, se ocupă cu această ramură. Spune-mi acum, Mihail, ai spus că lucrezi peste 40 de iugării de pământ, da, așa? Da, 45 de lanță de pământ, da. Cum se spune. Cum e lancăit pământul? E bun? Pah, nu baș. Unde mai bun, undeva nu-i. Dar tu ai în zona asta unde e mai bun? Pe unde e și mai bun, da. Unde e mai bun. Dar pentru puțin avem. Pentru a lucra ta pământ, trebuie să ai mașini multe. Pe mașinării, da, și voință bună. Și voință bună. Da. Dar mașinile sunt foarte scumpe. Ce tractor ai aici? Pă avem un 542 MT și avem un Belorus de 82 de cai. Cu două, fără două tractoare nu se poate. Pă, da. Și mașini unelte, așa-i? Și da, și mașini de tot. Da. Și văd că mai ai porumb acum. Nu avem, vindut. Da, n-am vândut încă nici porumbul, mai avem și de asta toamnă porumb ce am bătut în boambă și acum prețul a fost bun, numai au fost 27,5 asta toamnă. Da. E acum 23 de dinari, o țară am pierdut numai. Are calitate porumbul ăsta sau e cu influențează boala aia? Nu, eu cred că e cu boală și n-are calitate, e cumva ușor și așa, când despoiem toată ziua la marvă și tot e bașii și nu e calitate în el, în boambă, în boambă. Un bătrân de aici din sat, care nu are 40 de lanțe, mi-a spus că îi trebuie 2000 de euro investiții doar pentru însămânțări. La tine, dacă ai mai mult, păi un cât trebuie? Bani în 3.000 jumătate. Bani în 3.000. Să nu socot atât toamnă. Da. Să nu socot numai acum. Și dacă un sac, mă să vă spun, un sac de sămânță de 9 kg și 60 de deche de sămânță floare soarelui, cum sunt, floare soarelui, da, ne costă 220 de euro. Da. Și ce înseamnă ai un sac? 220 de euro. Ce înseamnă asta? Nu e sigur dacă rețea. Stai să vă spun. Da. 3 lanți am prepus, am semănat a doua oră. În 10 mai s-a semănat în 25, aia răsărită. Inima mă doare. Și ce înseamnă? Cât ar trebui la toamnă să-ți vină venitul ca să spun că mi-s mulțumit? 7, 8, 10 mii de euro, nu? Da, da, da. Și să câștigi atât. Că până acum al mei puțin m-a tras 5 mii și ceva cu erbicidului.